Pacea Domnului, frații mei, eu sunt fratele vostru Flavius, de la Reșița. Asta e mai puțin important. Mă, fraților, de când cu coronavirus, frații nu știu pocăiți, de dimineața până seara, numai pe live. Unul intră, altul iese, zici că s-au vorbit. Mă, fraților, e frumos, vă văd. Slăvit să fie Domnul, trăiască Domnul, fiți tari, Dumnezeu vă iubește. Fraților, știu că Dumnezeu ne iubește, că de aia ne-am pocăit. Dar vă știți că noi când ne uităm la voi nu ne este foame. Poate nu avem lemne să punem pe foc la copiii noștri, avem câte 3-4 copii prin casă. Ne plâng copiii de foame că nu avem cereale cu lapte să le dăm de mâncare. Cine mai bate în ușa la sărac? Eu știu că e frumos să cânți pe live. E frumos, suntem și obișnuiți. Acum nu mai avem unde să cântăm, nu mai avem unde să mai predicăm și mai găsim niște amărăzini ăștia pe Facebook, săraci și bolnavi și chinuiți de toate bolile, care se uită la noi. Și după ce te ascultă pe tine o oră, stai cu Biblia în față, frumos, am văzut, se duce săracul să se pune să se culce. Și poate se pune flământ și tu te pui sătul. Nu vreți să ne arătăm pocăința pe traseu? Nu în case, frații mei. Repet, e minunat să-L auzi pe Domnul. Și eu laud pe Domnul cu familia mea. Îl dăm în casă, ne rugăm în casă. E bine dacă tu vrei și pe Facebook, ții neapărat să te vadă lumea, e bine, dar să facem și partea Domnului. Hai să ne arătăm pocăința acum. Dacă acum nu găsim bolnavi, dacă acum nu găsim săraci, când îi mai găsim? Chiar citeam cuvântul ăsta frumos de la Matei 25. Am fost flămând și mi-ați dat să mănânc. Doamne, nu avem timp să-ți dăm să mănânci. Cine mai cântă pe live? Cine mai predică pe live? Eu spun ca Dumnezeu să ne dea înțelepciune, Dumnezeu să ne dea putere, să primim cuvântul lui Dumnezeu. Dacă vrei să faci ceva pentru poporul Dumnezeu, ești păstor, ești prezbiter, du-te, bate în ușă, la fiecare în parte, caută la casă. Cum știi să te duci să-ți faci cumpărături pentru tine, jumătate, poate spui că nu poți ieși afară din casă, dar uitați, noi în România avem hârtie. Aici poți să scrii, mă duc la sărac. Și spune că nimeni n-are treaba ta. Spun că Dumnezeu să ne binecuvinteze, să ne ajute să împlinim cuvântul Lui. Fiți binecuvântați!